Un meci cu o poveste fantastică, prieteni, aici la Exarcon România, meciul ce are ca miză Vila. 9-9, ștafeta mixtă, repede componența celor două. Andrei Arsine, Costin Gheorghe de cealaltă parte, intră din nou Nicoleta Luncă și Gabriel Nedelcu. Primele care pleacă sunt fetele. Vă doresc multă baftă, mult succes! Atenție! 3, 2, 1! Toate punctele războinicilor au fost aduse de Nicoleta Luncă și de Gabriel Nedelcu, cei care fac parte din această ștafetă. Decizia echipei roșii vine pentru că Andrei Arsine poate ieși în fața Nicoletei Luncă. Războinicii n-au avut în control pentru că este singura fată. Lucrurile erau foarte simple. Să vedem, iese Nico un pic în fața Andrei Arsine, să vedem. Dă Nico tot ce are mai bun, la fel și Andrei Arsine. Să vedem momentul în care intră sub plasă, se târăsc extraordinar și să vedem cine ajunge prima la steguleț. Pleacă primul Gabriel Nedelcu, pleacă și Costin Gheorghe. Să vedem, fetele vor trebui să se ducă și să îi ajute pe băieți să le dea înapoi cât mai multe mingi. Încearcă să recupereze Costin, se prinde în plasă acolo Costin. Iese primul Gabriel Nedelcu, strigă Nico foarte tare la Gabi, iese Gabi. Vă reamintesc, 10 mingi trebuie să intre. Începe Gabriel Nedelcu, punctează odată Gabriel, începe și Costin. Avem 3 mingi în acest moment. 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, incredibil, dă în acest moment 6-2, continuă Gabriel, să vedem, ratează, se duce Nico și începe să recupereze. Fantastic a revenit și Costin, uluitor, care minge în acest moment Nicoleta, continuă, extraordinar, egalitate, 6-6, ratează, se târăște, Andreea îi aruncă mingile, fantastic Costin, 7-7, uluitor, nu, mai sunt, 9-7, îi trebuie minge, a uitat Andreea, continuă, ratează într-una Gabriel, aruncă și este victorie pentru Faimoș, extraordinar final, ce avans a avut Gabriel Nedelcu, dar a revenit uluitor Costin Gheorghe. 10-9 pentru Faimoș. Am zis, calmează-te că dai prea tare, calmează-te că dai prea tare. Nu mai auzi. Hai, Bașii, hai! Hai, dă-mi și mie să-mi spun. I-a zis că dăm 15-20, i-a zis lui Mihai acolo. Și cred că o să vă șoragă așa în spate. Crezi că-l fac așa ca Lorenzo la masă. Hai că nu voi sunteți de vină, mă. Noi suntem de vină că n-am adus un punct în puii mei. Nu voi sunteți de vină. Nu voi sunteți de vină. Ia, spate pe față. Nu vreau. Liniștește. Hai că avem treabă, băi. Bine, bă! Bine, bă! Mă bucur că-mi păstrez barba. Au de toate! Au de toate și eu mor pe traseu acolo și...
Bă, mă, că stai, mai dai moment acolo. Și tu stai așa. Bă, bă, da. Era acolo, fii mai pe... Te uitai la ele, tu le numărai. Uite cum stai. Tu le numărai, tu nu... Aia era pe mijloc, nu mai aveam bun să arunc. Dar asta ultima a fost criminal. Era minge acolo și te uitai la mine. Ce facem acum? Bravo, hai că... Încă un meci extraordinar, din ce în ce mai greu îmi găsesc cuvintele frumoase despre ceea ce se întâmplă aici la Exatlon România 2019. Jocul de vilă s-a încheiat din nou cu o ștafetă mixtă. Am avut de toate iarăși în acest meci. Cei care au câștigat astăzi sunt faimoșii. Dar, ca de obicei, aplaud ambele echipe pentru prestația extraordinară de astăzi. Mergem la războinici. Mihai, ce se întâmplă cu tine? Niciun punct astăzi. O să mă duc și la Cristi, sunt extrem de curios să aflu și eu și cei de acasă care este explicația. Așa este, Cosmin, din păcate astăzi nu am reușit să aduc niciun punct. Am mai avut o perioadă grea înainte, pe la mijlocul concursului. De două zile, de două meciuri, nu am reușit să mai aduc puncte. Mi-e și rușine de prestația mea, aș putea spune. Nu vreau acest lucru, dar uite că asta e realitatea. Nu am reușit nici cum să mă echilibrez, să mă calmez pe final. Deși traseul l-am avut mai bun decât data trecută, finalul de această dată mi-a dat de furcă. Sper să-mi revin cât mai repede, m-am săturat să dau puncte cadou. M-am săturat să nu aduc puncte și să trag echipa în jos. Rămâne de văzut pe viitor. Tot ce pot să spun este că voi munci, voi trage de mine la fel ca și până acum și sper să fie bine. Ok, mulțumesc, Mihai. Cristi, cu tine ce se întâmplă? Accept faptul că invocați finalul, dar e destul de greu de găsit, să spunem, poate o scuză neapărat în final. Părerea mea că se întâmplă și altceva. Astăzi s-a întâmplat și altceva și cu Mihai și cu tine. Niciun punct. Așa este, Cosmin, s-a întâmplat ceva astăzi cu noi doi. N-am reușit să aducem niciun punct, nici eu, nici Mihai. Am avut 4 intrări, niciun punct. Cred că este cea mai slabă zi de până acum. Este frustrant. La acest final, nu, primele 3 runde, o singură bilă am reușit să introduc în coș. Am dat cu boltă, fără boltă, mai tare, mai încet, n-am vrut să intre, nu știu ce s-a întâmplat. La runda 4, cred că am avut mai mult noroc, am introdus 3 sau 4 mici, dacă nu mă înșel, dar cu mici probleme pe traseu. Consider că dacă n-ar fi existat acele mici probleme, aș fi reușit să aduc acel punct. Sunt secunde importante, care acele secunde puteau face diferența, dar, cum a spus și Mihai, sper să mă remediez. Pe viitor suntem într-o fază mult mai avansată, nu mai există loc de greșeli. Greșelile acestea ne costă foarte mult. Vreau să te felicit pe Gabi și pe Nico astăzi, au avut evoluții foarte bune în ultima perioadă. Ei pot spune că ei n-au scos din groapă, dar sper să-mi revin și eu și Mihai. Un punct, două sunt foarte importante și sper să începem ca de mâine să aducem acele puncte. Mulțumesc mult, Cristi! Mergem la Gabi Nedelcu. Gabi, o zi iarăși foarte bună pentru tine. Tu și cu Nico ați adus toate punctele, tot voi doi ați mers la ștafetă. La final vei 6-1 în fața lui Costin. Acolo vreau să știu ce s-a întâmplat. Crezi că a greșit Nico? Nu s-a mișcat cum trebuie? Sigur, e greu să explic că a greșit Nico după ce a adus 5 puncte, dar vorbim strict de ștafeta mixtă. La final am ajuns, cred că în același timp cu Costin. Nu știu exact cum e, chiar nu l-am văzut. Știu că am băgat 5 sau 6 mingi la rând. După aceea nu știam câte a băgat el, nu mai știam câte am băgat eu. Eu dădeam să fie date, îmi făceam aruncarea. Nu o vedeam nici pe Nico ce face. La un moment dat m-am trezit fără mingi, aveam doar una pe masă, am luat-o și am zis: hai Nico, adu mingi. După aia am aruncat încă 3, cred că și nici alea nu mi-au intrat, nu știu ce s-a întâmplat. Și am venit... Costin dădea într-una, da? Da, dădea într-una, i-au intrat lui. Chiar nu știu ce s-a întâmplat acolo cu Nico, dacă a greșit ea sau dacă am greșit eu. Cert este că încă suntem în fazele pe echipe și nu putem să dăm vina ori pe mine, ori pe ea. Este de echipă. Era doar să găsim, da,
o explicație pentru ce s-a întâmplat în acel final de la ștafetă, după ce, într-adevăr, meciul a fost fabulos și a venit și finalul care a fost fabulos. De la 6-1 a reușit să întoarcă Costin. Asta vreau să aflu. Nu știu exact ce s-a întâmplat, chiar nu vedeam ce făcea acolo, eu eram concentrat să arunc. Oricum, frumos meci. Știu că am avut primul duel cu Ion și am rămas eu la 4 minci și el a băgat. Poate și punctul ăla făcea diferența, poate și o minge, dacă eram puțin mai calculat, făcea diferența și nu se mai ajungea aici. Dar asta este, mergem mai departe, mai avem puțin din competiție. Nu trebuie să ne lăsăm dezamăgiți de această înfrângere și sunt sigur că și cu echipierii mei își vor reveni și vom începe din nou să aducem cu toții puncte. Mulțumesc mult, Gabi! Mulțumesc frumos! Nico, iarăși o zi frumoasă pentru tine! Nu te mai oprești din victorii, nu pot decât să te felicit încă o dată, dar vreau să mergem la acel moment. Ce s-a întâmplat? N-ai văzut unde sunt mingile? Da, am fost foarte lentă cu acele mingiuțe. Mi-au picat nervii pe ele. Poate dacă le adunam mai repede ar fi fost altfel. Nu a fost să fie victoria noastră astăzi. Am încercat să aduc cât mai multe puncte. Blestemul vilei. Blestemul vilei, spun ei. Da. Nu știu dacă e blestemul vilei, voi spuneți așa. Da. E, mai e ceva ce vrei să spui? Nu. Mai vrea Gabi să adaugi. Pot să zic, să fac așa o glumă de încheiere, că Andrei astăzi a scăpat la mustață, să nu-și dea barba jos, a scăpat la mustața lui Mihai, pentru că el își va da mustața jos. Și da, dacă, cum am zis, dacă aveam un punct sau o minge aruncată mai devreme, aveam parte de o surpriză de partea lui Andrei. Mulțumesc mult, Gabi, să vă păstrați forța, pentru că ne apropiem pas cu pas de meciurile individuale, de faza finală la Exatlon România 2019. Mergem în partea cealaltă, la faimoși, mergem la Andrei Arsine. Andrei Arsine și-a dorit foarte mult astăzi să rămână în vila asta, am văzut și am simțit pe traseu. Ai făcut parte și din ștafetă, te-am văzut acolo, erai pe sub masă, te târai să iei acele mingi și să-i le dai lui Costin. La ce te gândeai tu în momentul în care conducea Gabi cu 6-1? Costin, n-am știut ce fac adversarii. Eu mi-am dorit foarte mult să câștigăm astăzi, neapărat pentru vilă, cât pentru echipă. Am fost foarte supărată și încă sunt că nu am reușit să aduc punct și nici fetele n-am reușit să aducem punct. Însă sunt convinsă că ne revenim, suntem bine și în meciurile viitoare cu siguranță se va vedea acest lucru. Eu am fost foarte prinsă în ștafetă și eram atentă și la Costin și la câte mingi a băgat Costin și să-i dau mingile și m-am... Sincer, când ai terminat cursa și am văzut, abia mergeai, te duceai încet. Da, m-am lovit foarte tare la bazin. Mi s-a părut că erai bulversată. Eram nervoasă pentru că în momentul în care m-am aruncat pe role, m-am lovit la bazin și m-am enervat foarte tare că mă durea efectiv și din cauza asta, dar nu... M-am repliat imediat. Te-ai repliat. Mulțumesc mult, Andrei Arsine. Mergem la Costin. O decizie, nu știu dacă surprinzătoare sau nu, dar s-a dovedit a fi una de succes pentru voi. Probabil că toată lumea s-a așteptat să-l vadă din nou pe Ion la ștafetă după o zi bună și pentru el. Bravo, Ioane, ca de obicei. Costin, știai că e 6-1? Știai, nu? Nu, acum am aflat. Serios, acum am aflat. Referitor la cine merge la... Nu, adică mi s-a părut că erai în altă lume, știi? Și tot aruncai într-una, aruncai într-una. I-am spus lui Ion, am zis că o să încerc să arunc, să-i dau boltă mingii, ca să meargă mai ușor. Cu cât prindea mai multă boltă și cădea, ea încetinea. Și am spus lui Ion că o să fac chestia asta. Primele 3-4 mingi nu am reușit să fac asta, dar când am început să mă reglez, chiar mă uitam într-un punct fix și numai așa. Luam mingile și le aruncam acolo. Și probabil de-aia am reușit să revin. Nu știam că e 6-1, acum am aflat. Cred că intram puțin în panică dacă aflam chestia asta. În schimb, a fost puțin comică la o fază, la ultima minge. Eu stăteam, uitam la Andreea să-mi o dea. Andreea s-a uitat la mine. Nu știam ce să fac și mingea în spatele tău. Până a dus-o, până a luat-o, mi-a dat-o și am reușit să o introduc pe aceea în gaură și atunci mi-am dat seama că am câștigat. Mulțumesc mult, Costin! Acestea au fost interviurile cu cei care au câștigat astăzi după un meci din nou memorabil aici la Exatlon România. Abia aștept, cred că și voi cei de acasă, momentul în care îl vom vedea pe Mihai cu un alt look.
se salvează și datorită echipei Giubi. Să vedem dacă vor mai paria în vreun fel. Deocamdată eu pariez că vom avea meciuri din ce în ce mai frumoase, din ce în ce mai tari aici la Exaton România. Și e meritul lor. Războinici și faimoși! Se pare că jocul pentru Vila nu este al nostru, nu trage cu noi, nu știu, oricât de mult ne-am dorit, oricât de mult am vrea să obținem victoria, se pare că pierdem la un punct, pierdem la o ștafetă, nu știu ce se întâmplă. Uite, blestemul ăsta se pare că ne urmărește. Tot am zis că parcă e ceva la meciurile pentru Vila, ceva se întâmplă. Îmi este rușine pentru jocul de astăzi, mă refer strict la mine. Nu am reușit să aduc niciun punct din 4 intrări. Nu știu de ce am putut să-ți finalul ăsta, bă. Nu știu, 4 runde, niciun punct. Primele 2 sau 3 runde am băgat doar o singură bilă. La ultimul meci, la runda 4, am băgat 4, sau nu m-aș putea să zic că am băgat. 3 sau 4, nu m-aș putea. Am avut mici greșeli pe traseu, dacă nu existau alea, puteam să aduc un punct. Vreau să încep din nou să aduc puncte, vreau să-mi găsesc acel echilibru la final și vreau să-mi îmbunătățesc performanța pe traseu. Eu n-am reușit să aduc niciun punct și îmi vine să mă urc pe pereți. Sper să nu revină iar. Am avut încă o dată o perioadă nasoală, sper să nu-mi revină. De 2 meciuri văd că n-am adus niciun punct și m-am săturat. Nu vreau să le mai dau efectiv niciun punct. M-am săturat până peste cap să tot dăm să dau eu. Să dau cadouri, vorba lui Gianni. Fiind un meci pe echipă, nu numai din cauza mea și Nicolete s-a pierdut acest meci, pentru că numai eu și cu ea am reușit să aducem puncte, am reușit să aducem 9 puncte în total, eu 4, ea 5. Trebuie efectiv să ne reechilibrăm. Cu Nico trebuie să vedem ce facem. Ai fost bine. Chiar și o să se vadă chestia asta. Nu cedează, nu cum să cedeze. Știu că nu o să cedezi și o să se vadă. Uite, iar le-ai văzut pe toate. O să vadă chestia asta, ți-am zis. Puțin mai târziu, mai avem puțin de îndurat. Foarte puțin mai de îndurat. Consider că echipa roșie din partea fetelor nu au fost mai bune decât mine, pentru că niciuna nu a reușit să aducă nici măcar un punct. Le-am bătut pe toate. Crede-mă că le faci pe toate și le este frică de tine. Gândește că ai avut încă o zi în care le-ai bătut pe toate. Ia 4 zile la rând în care le-ai bătut pe toate. Pe toate. Știu că e frustrant că le bați. Că le bați și că ele profită de confortul Vilei și tu nu. Dar ăsta este avantajul și dezavantajul echipei. Dacă ești într-o echipă și câștigi, e bine. E bine că ele stau pe bară, nu fac nimic și le trage echipa. I-am spus de atâtea ori lui Nico că are potențial, nu mai reușește nimeni să o s-o bată pe Nico și are mari șanse pentru marele premiu. Eu am muncit foarte mult la jocul de astăzi, am încercat să dau cât mai mult randament pe traseu, dar se pare că nu a fost victoria de partea noastră. Hai că suntem puternici și trebuie să dovedim. Hai să trecem și pe asta și aducem iar punct. Mă refer la mine. Haide încă o dată aici. Haideți. 2-3 și războinicii! Un nou joc important, un joc foarte important, pot să zic, pentru că Exaton a ajuns într-o stadie foarte avansată. Un joc de vilă la care am și condus, la care am și fost conduși, dar care s-a terminat la ștafetă, o ștafetă foarte frumoasă, un joc foarte spectaculos și din fericire pentru noi am câștigat și chiar mă bucur că am câștigat, pentru că jocurile de vilă au o importanță aparte acum, pentru că, cum am și mai spus mai anterior, că ne îndreptăm cu pași rapizi spre faza finală. Recuperă casa. Recuperă casa?
Mi-am păstrat-o, mai bine zis. Mi-am păstrat-o. Cu greu, chiar la ștafetă, dar după meci știi cum e, nu mai contează cum ai luat-o, e bine că am câștigat. Bine că ai luat, corect. Dar dacă o luam mai ușor, probabil nu apreciam atâta. Ce? Exact. Am avut unul dintre ultimele, sper, jocuri de vilă, pentru că ne aflăm de finalul competiției. A fost un joc foarte strâns pe care l-am câștigat la ștafetă. Mai puțin plăcut este că am avut 9-6. Da. La un moment dat și trebuia închis mai repede jocul. Am avut o faină să închis jocul și cel puțin la treia oară chiar am fost plin, mi-a intrat în omolul ăla, nu mai vedea nimic, nici nu mai știam ce mai fac cu mingile. Crede-mă, mingile era ultima problemă pentru mine. Și acum am unul. Dar îmi pare rău, de exemplu, de primul punct care chiar trebuia să fie și n-a fost. Ăla chiar îmi pare rău de el. Să zic așa, cu micii gânduri pentru viitor, am oarecare teamă, pentru că va veni cu siguranță eliminarea la băieți și trebuie să fim ajutați puțin și de fete. Ele sunt conștiente, sunt foarte motivate, însă au probleme la final. Astăzi, Andreea, dacă poți să spun ceva, îți spun că ai pierdut punctul. Nu te-a bătut. Poate și Cristinei la fel. Părerea mea, ce am văzut din afară, e că ați pierdut voi punctul, nu v-a bătut Nicoleta. Dar exact, greșeala noastră. Pentru că au fost foarte multe aruncări. Astăzi, iarăși, fetele noastre n-au reușit să aducă niciun punct, cu toate că s-a văzut dorința, s-a văzut că au tras pe traseu, s-a văzut că au fost focusate la final, dar Nicoleta a fost mai precisă. Mie una chiar mi-este rușine de ce se întâmplă. Am fost foarte nervoasă astăzi după ce am văzut că nu reușim să aducem punct și tocmai de aceea, în momentul în care a reușit Costin să ia punctul decisiv, am început să urlu pur și simplu pentru că simțeam voia să mă descarc. Am fost atât de nervoasă, mă durea capul și nu știam ce să mai fac și am început să urlu pur și simplu, să țip, să mă descarc. Același sentiment l-am și eu, dar din păcate nu mă aștept nevite nimic. Și mai bine ne păstrăm calmul și concentrarea să ne exact. Pe jocul care urmează. Că cu cât ești mai nervos și mai agitat și mai tensionat, cu atât intri pe treziu și faci și mai varză. Așa că el ne-a mers o perioadă prost, într-adevăr, și n-am ieșit. Degeaba venim prin lipi traseu și ne descurcăm bine dacă la final nu reușim să concretizăm. Se-ntoarce noroc. Sunt convinsă că această perioadă va trece. Ghinionul nu ține la nesfârșit și o să se vadă chestia asta pentru că ne mișcăm foarte bine pe traseu, dorința există, ne concentrăm, dar lipsește acel ceva, iar acel ceva trebuie să-l antrenezi. Nu poți să-l antrenezi când nu intri pe traseu. Cum s-a întors și în defavoarea noastră, se întoarce și în favoarea noastră. Ideea este să fim în continuare calmi și focusați pentru că o să fie bine și pentru noi. Eu sunt convinsă. Simt chestia asta și chiar nu mă înșel. Noi chiar ne-am dorit foarte mult să câștigăm, pentru că, cum am spus mai devreme, Vila deja are o importanță foarte mare în acest joc, pentru că dacă mergem la baracă, mâncarea este mai puțină, somnul este mai prost, nu reușești să te odihnești, când te uiți în jurul tău doar copaci și pădure și te lucrează un pic și la psihic. Bine că am câștigat, bine că mergem acasă. Am văzut că au cam cedat și pe acolo până echipa războinicilor. Da. Și este normal, pentru că își doreau foarte mult și în momentele astea Vila este foarte importantă. Este într-adevăr. Își doreau foarte mult să o câștige, n-au reușit nici de data asta. Trebuie să le explicăm situația în care suntem și să-și dea mai mult interes la final și să aibă mai mult curaj. Le lipsește curajul. Și odată ce va avea curajul și vor câștiga puncte, atunci și moralul se va ridica. De la următorul meci trebuie să vadă schimbarea. Acum deja sunt trei meciuri în care au luat foarte multe puncte Nicoleta și deja nu ne mai așteaptă nimeni, nu că vedem și data viitoare, nu, de la următorul meci. Gata, acum merge și luați puncte. Și eu sunt convins și conștient că asta se va întâmpla, o să vedeți. Eu zic că o să se vadă schimbarea atunci când va veni ziua, când fetele noastre o vor bate pe Nicoleta. Atunci și Nicoleta va avea o scădere de formă. Asta s-a întâmplat și la noi băieții. Am avut și noi momente grele prin care am trecut și nu numai victoriile și punctele acumulate în decursul a mai mult timp, atunci ne-a dat, să zic așa, moralul de care aveam nevoie. Nu știu ce joc ne așteaptă. Dar trebuie să luați puncte și pentru echipă și pentru voi. Da, în primul rând pentru noi, ca să ne ridicăm moralul mai mult și să fim... Și ca echipă, pentru că contează foarte mult și la echipă. Îmi dai seama că contează, că ești conștient că ne dorim și vrem, dar în primul rând ca pentru moral și... Niciodată nu s-a pus problema că nu vreți sau că... Sau era alta discuție în care dacă erau două grupuri, grupul băieților și al fetelor. Și undeva vouă nu vă convenea, nu era eliminare la fete, puteam să ne gândim la chestia asta.
dar voi aveți dorință și să vede asta și, și pe traseu și puțin mai concentrate la final. E altfel când te uiți în jurul tău și vezi piscină, vezi casă, vezi, nu știu, peisaje frumoase decât doar tristețe, doar pădurea aia să vezi de fiecare dată, îți ridici moralul mai sus și mai ales că venim și după victorie. Bravo că am câștigat, mergem înapoi acasă, la vila noastră și ne mai bucurăm de ea cât am mai fi, încă puțin. Cred că pedepsa pentru Mihai va fi una foarte amuzantă. Trebuia să mă facă pe mine să râd și trebuie să mă facă să râd pentru că m-a supărat astăzi. Încerc să-mi fac așa o imagine cu tine fără mustață, dar nu prea reușesc. Îmi pare rău că nu a fost Andrei în situația asta să-și dea el jos barba. Să rămân doar cu mustața? Doar cu mustața. O să-mi treacă supărarea, o să-l iert pentru că își va da mustața jos. Chiar dacă vroiam să fie în echipa mea toți băieții echipei și trebuie să se revanșeze pentru că într-un fel m-au făcut să fiu tristă astăzi că n-am ajuns la acea vilă. Nu mai râd. Hai că-ți mai ia puțin. Uite, e mai bine pe aici. Da, nu mai am eu. Nu merge să dai asta. Dă-i lunică, că tu intri să tragi. Oh, ce fac? Stai să te văd. Ia. Hai, băi, ce fac? Mi-am găsit și o nouă poreclă. Se pare că eu sunt Wolverine din X-Men. Nu știu în ce măsură ne asemănăm, eu încă nu m-am văzut, nu am avut oglindă, dar sper să mă văd și eu în curând. Pe ceremonie l-am auzit pe Giubi că își va da barba jos, încercam să-mi imaginez cum ar arăta fără și n-am reușit, deci asta a fost cumva încă un plus că vom câștiga astăzi. Asta este, rămâne să-l vedem pe Mihai fără mustață și ce să facem, mergem mai departe. Mă bucur că îmi păstrez în continuare barba și Mihai o să joace fără mustață. Mihai chiar a avut curaj să pună pariu. Înseamnă că avea foarte mare încredere în ei că vor putea. Da, Giubi. Da, Giubi, vorba. Giubi, ce vrei să zici, că Giubi n-avea încredere în noi? Da. Păi... Dar ne bucurăm că te păstrăm. Până la 96 el dansa, s-a făcut 9-9-9 la ștafete, era pe sub... Căutam un frizer. Căutam bigul meu de drag. Haideți, mă! Mă, să intrăm și noi în căsuța noastră. Bă, ce avem aici? Surpriză! Avem o de vopsit, mă! Și de desenat, ce-mi place mie! Imediat după terminarea meciului, ne-am întors în camp, unde ne-a așteptat încă o surpriză. A fost o zi a surprizelor, se pare că astăzi. Surpriza de la cabană au fost niște ouă fierte, simple, pe care noi trebuia să le decorăm în spiritul Paștelui, bineînțeles. Bă, păi hai mă, ce facem? Eu fac unul roșu, că roșu e tradițional. Da, tradițional e unul roșu. Bă, dar câte, stai așa, câte ouă avem? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Câte 3 de fiecare. Gata, hai. Bă, da, tradițional așa e, cât unul roșu îl fac și eu. Unul roșu și după aceea... Unul roșu, da, unul albastru. Eu îl fac albastru.
Pe lângă ouăle pe care le-am pictat, am pictat desigur și ouă roșii, pentru că noi, chiar dacă avem echipa culoarea albastră în echipă, ouăle roșii sunt simbolul Paștelui. Frumoase da. Sărbătorile astea de Paște, dar trebuia să fim lângă familie. M-a dus oarecum această experiență, m-a dus cu gândul la copilărie și m-a făcut așa pentru câteva minute să evadez din Dominicană și să mă duc cu gândul în România, la familia mea. Pentru cei de acasă, pentru cei dragi, vreau să le transmit sărbători fericite și Hristos a înviat. Se pare că avem de... Am ajuns într-adevăr la vilă și am avut o surpriză foarte plăcută, să pictăm ouă și fiind Paștele a fost foarte bine primit. E chiar prima oară în care lipsesc de la Paște, unde îl fac împreună cu familia, niciodată n-am lipsit. Da, cum e vorba că exatlonul, aici le întâlnești pe toate și le faci pe toate. Bine. Cu siguranță ei îmi simt lipsa, eu le simt și mai mult, pentru că ei sunt acolo toți în familie, eu sunt singur aici.